Vom adopta proiectul rectificării bugetare pe care Ministrul Finanțelor l-a prezentat în prima lectură în ședința precedentă. Așa cum am spus și data trecută, este o rectificare pozitivă prin care asigurăm sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor indemnizațiilor sociale, pentru buna funcționare a tuturor instituțiilor, cât și pentru continuarea investițiilor în domeniile prioritare. Bugetul Ministerului Sănătății rămâne la nivelul alocat la începutul anului. Educația va beneficia în continuare de fonduri mai mari, cu 42,4% față de anul 2018. Reducerea de aproximativ 1 miliard de lei a bugetului Ministerului Educației se referă în principal la programul Merg la școală, care, din păcate, nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui an. Menționez că la instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a lucrărilor de investiții.